This is a maze wall. La doar 15 ani a reușit să-și facă auzită vocea în toată țara, dar și peste hotarele ei. Oleg Spânu din satul Corlăteni, raionul Râșcani, știe cum să facă evenimentele mai vesele, iar de curând a cucerit și inimile juraților la unul dintre cele mai importante concursuri de talente din România. Cea mai frumoasă surpriză mi-ai făcut-o, m-ai lăsat fără cuvinte. Într-adevăr, nu ne-ai mințit. Tu chiar vrei să ajungi acolo și ești pe drumul cel mai bun. Nu mă uitam, eu mă gândeam cum să mai mult emoții în mine, cum să trăiesc mai bine cântecul. Primii bani i-a câștigat în stradă, cântând în piața municipală Vasile Alexandri din Bălți. La scurt timp a devenit popular, a urcat deja pe numeroase scene din țară și din afară. Pe scenă eu o să... pe altă planetă. Nu văd pe nimeni. Cânt cei ce știu, cânt, mă gândesc bine la ce cânt, să nu... La mine tot e bine pus în rădăcină. De mic am început cu canto, mama... dădea ultimii bani să plec să învăț să-mi șlefuiesc vocea. Scena și evenimentele private sunt pentru el principala sursă de venit. De la 13 ani eu întrețin familia și mă întrețin pe mine. Primii mei bani a fost câștigați pe stradă, în centrul Bălțului. Am ieșit cu o boxă, cu o fată, deci de sat, de o prietenă de mea. Am ieșit și chiar i-a spus mamei, dă-mi voie să cânt în stradă. După absolvirea clasei a noua, dorește să-și continue studiile în domeniul muzicii, iar visul lui cel mai mare este să cânte pe cele mai mari scene din lume. Viitor planific să am foarte multe piese proprii, să merg la ceremonii, la scene, pe scene foarte mari ale lumii, în România, Moldova, peste tot, și doresc să termin un colegiu de muzică. Muzica, faima și agenda încărcată nu l-au făcut să se lase de carte. O spun profesorii de la gimnaziul din sat, care se mândresc cu elevul lor. În primul rând, numele Corlăteni a sunat pentru noi ca o victorie. M-am simțit mândră de aceasta, m-am simțit mândră că sunt profesoara lui Oleg. Am avut o senzație așa de lacrimi de bucurie pentru el. E o persoană cu verticalitate, obține prin muncă ceea ce dorește. Foarte mult este implicat în activități, cântă la foarte multe instrumente. Părinții l-au inițiat în tot aproape ca să-i ocupe timpul, ca el să nu aibă timp pentru năzbâite, pentru șotii. Colegii de clasă spun că Oleg Spânu este un băiat sârguincios și săritor la nevoie. Sunt chiar bucuroasă pentru el. Sunt curioasă că sunt într-o clasă cu el. Este un coleg foarte bun, fidel, ajută la nevoie. Este foarte vesel, amuzant și sărător la nevoie. Te face mereu să zâmbești. Este foarte talentat în ceea ce face, chiar este o vedetă. La mijlocul acestei luni, Oleg Spânu va evalua în finala concursului România au talent, iar dacă va câștiga premiul de 120.000 de euro, spune că îi va investi tot în muzică, dar și activități de binefacere. Deja în toamnă, Oleg Spânu va cânta alături de renumita interpretă Andra. Anunțul l-a emoționat până la lacrimi. Pe 23 septembrie voi cânta la Bacău și vreau să fii unul dintre invitații mei să cântăm împreună muzică populară. I s-au muia genunchi. Te rog, mi-ar face mare plăcere. Mai lăsat masca genunchi. Și mi-ar face mare plăcere să cânt cu tine și în turneul acesta. Cum se vor simți românii din Torino? Oleg!